Eu nu mă așteptam că vorbea și Bănel. Noi l-am avut pe domnul Cârțu, antrenor la Steaua. Când țipa Gigi Becali Am de un, la, da, da, da. De Am la un Aloș. respect, un respect uriaș. Am un respect uriaș pentru dânsul. Uneori simțeam că mă bagă, indiferent ce ar fi de situație. Adică puține antrenori am avut care să mă ofere așa încredere ca domnul Cârțu. Dar mă aștept la un om cu o asemenea experiență să gestioneze un pic altfel de relația cu antrenorul. Pentru că Rădoi e totuși un antrenor care nu are cine știe ce experiență. Și atunci tu vii după ce trimite patru jucători la echipa a doua, tu vii și spui că public, da, ieși la interviu și spui, păi, cred că ai exagerat, antrenorul. Mi se pare că în momentul ăla Dar poți autoritatea să lui Rădoi s-a susții, terminat. poți să susții măsura. Lumea te sună, te întreabă, scuză-mă, numai o secundă. Deci lumea l-a sunat peste 2 minute, l-a sunat Da. pe Cârțu. Cred În că poți să fii emisiuni. mai elegant, să Ce eviți să fi subiectul spus? și să vorbești cu Rădoi, Să să nu ai răspunzi discuție la cu Rădoi. telefoane în seara aia și să apuci că... El n-a apucat să se vorbească. Dom'le, cum ți se pare faptul că i-a trimis pe ăștia patru? N-ai ce să spui. Atunci este Eu cred că întrebarea... poți să ocolești un pic subiectul, să spui, vreau să am o discuție cu Rădoi, să văd exact ce s-a întâmplat, să văd ce a făcut Ivan, că motivul ăsta, că a simulat, nu mi se pare Dacă la Marcovici un există motiv. un motiv Da. și ăla e și greu de înlăturat, că nu dai la 10 kg jos până marți. Da. Nu le dă până de Crăciun. Niciodată nu le dă. Până exact Crăciun. Niciodată. Bun. 7 tot o să rămână și după aia pune înapoi 5. Da. Așa e formatul, nu? Păi nu, și eu mă străduiesc și mă chinui. Da, dar tu nu și nu mi iese. Fotbal mai mi iese uneori, dar după aia se pun la loc. Bun. Ce ziceam? Am uitat. Vorbeam de vorbea da. vorbea de domnul vorbea Cârțu, că Sorin de Cârțu să și vreau spun. Să-l întreb. Spune-mi și mie atacul acuzei lui Rădoi la adresa lui Cârțu, cum ți se pare? Corecte? Și apoi replica lui Sorin Cârțu care spune să nu mai îmi pronunțe numele, cum ți se pare? Ca la Craiova? Ca la Olteni? Cam da, ca la Craiova. Dar unde nu e adevărul? Eu nu știu unde e adevărul. Eu rămân la părerea asta, că am văzut cumva în ultima perioadă o răceală între ei și discuțiile erau mereu publice. Adică domnul Cârțu zice, am transmis, nu mai știu exact cum a Uite, formulat, am transmis asta să mă sune Rădoi. Asta am vrut să-ți spun eu. A eu fost un bec roșu așa care ceva. Pentru mine s-a aprins când după meciul cu Ocna Mureș de la Zlatna, Sorin Cârțu a spus, i-am transmis printr-un secund să mă sune și nu m-a nu, sunat. I-a dat mesaj. Sau i-am dat mesaj, da? I-am scris pe WhatsApp, probabil că a fost ocupat să pregătească meciul cu Rapid. Nu, e o lipsă de comunicare cât, da, cât bănia. De ce nu-l sun direct, nu? Da. De ce nu-l sun direct? Dar nu știu dacă au zis mesaj. Eu cred că i-a zis că i-am nu, transmis să mă sune. Păi nu, i-a transmis să mă sune. Cârțu a justificat. Dom'le, omul e ocupat. Și atunci nu-l bârâi eu, nu-l frec la melodie. Când are el timp, când ai tu timp zilele astea, dăm și mie un telefon să stăm de vorbă. Da. Pentru că și acolo Mirel, în opinia mea, făcuse niște greșeli la Ocna Mureș, dincolo de rezultat, care cât a fost, deci nu. De ce? Nu? Că l-a băgat pe Marti și a dat pe lângă. Nu, 1-1. Penalti Ivan și bon. Penalti, apropo de simulările lui Ivan și penalti bine, acela. După aia, el la conferința sau la declarațiile de după meci de acolo de la Zlatna zice, terenul ăsta și nocturna chioară și masa de masaj lângă toalete și făceau treaba mare și nu știu. Dom'le, ești tu de la bun început că te duci să joci cu Ocna Mureș la Zlatna. Dar nu problemă. Știai că nu te duci pe Bernabeu sau pe Alianța Arena. Ocna Mureș n-a fost Dumbrăvița să-ți accepte să vină la Craiova. Bun, exact. Cum au dar mers Dumbrăvița și la Angiuleș și la Cluj. Au găsit ei o nocturnă la niște kilometri mai încolo. Nu, știi de când e nocturna aia? De mult. De acum câțiva ani când a jucat și FCSB un cupă, exact, FCSB, tot da, la Zlatna exact. Pe același s-a mai stadion. Jucat acolo, bun. Dar nu s-a mai jucat nocturna cu, de atunci. Au jucat nu cu Zlatna, cu Unirea Alba Iulia. Au Alba Iulia jucat, la Zlatna, da. Unirea Alba Iulia, că n-avea da, Unirea da. Alba Iulia o să joace, bun. Da. Bun, și asta, nici aia n-a fost o atitudine bună. Dom'le, eu fac 1-1 la Ocna Mureș. Și încep să mă plâng cum arăta terenul și cum arăta masa de masaj și unde era. Păi era logic că nu... Na. Știam că Mirel Rădoi este un tip mai dificil. Asta a spus Mihai Rotaru. Este un tip mai încăpățânat. Cred că exact caracterizarea asta a folosit-o.